Adrian Duță, care nici e, băi, zici că nu, că de asta nu scăpăm, tot acolo să fie. L-am luat cu noi de unde am plecat și uite-l, zici că e făcut din ceară, manechinul. Și el a întinerit un pic. Da. Duță a făcut un material despre săptămâna altfel, dar undeva la Mogoșoaia. Hai să vedem ce a făcut. Neața, doamnelor, domnilor, suntem la Palatul Brâncovenesc din Mogoșoaia, unde copiii din școlile bucureștene sunt invitați în caravana meșteșugarilor. Totul are loc în cadrul săptămânii altfel. Primăria Capitalei, prin Centrul Cultural Palatul Brâncovenesc, ca o gază a fiecărui an, primește la Mogoșoaia copiii din școlile bucureștene, practic caravana meșteșugurilor. Acest proiect presupune dezvoltarea creativității copiilor în cadrul acestor ateliere de creație. Practic copiii descoperă tainele olăritului, ale războiului de țesut, și redescoperă talentul. Oamenii la Mogoșoaia pot veni în intervalul 10-12 aprilie pentru a descoperi această bucurie a copilăriei numită Paștele și nu numai a copilăriei, și a oamenilor adulți. Aici avem un atelier de linogravură. Este o tehnică de imprimare foarte simplă și care la copiilor răspund foarte pozitiv. Este o tehnică pe care au folosit-o mari artiști, Picasso, Matisse, și noi încercăm să le arătăm cât de simplu este de fapt să îți imprimi propria felicitare sau pur și simplu să poți să faci un suvenir. Se face fetru manual, cum se făcea odinioară, din lână netoarsă, înainte să existe mașinării, se turna apă, săpun și se făcea masaj, se bătea și devenea fetru. Deci asta este cum se face fetru tradițional. Despre ce este vorba, ce faceți aici? Oale, oale tatăl. De cât timp faceți acest meșteșug? Eu? Păi eu m-am născut, dacă tata a fost olar, m-am născut în casa de olari, cum să vă spun eu. Și stăm pe lângă el, ca copiii ăștia, am început și eu să prins. Da. Are cine să ducă tradiția mai departe, meșteșugul? Am o nepoțică, e fată și lucrează. E fată și lucrează. Câți ani aveți dumneavoastră? 75. Mulți înainte și sănătate multă. Neața! Da! Vă place școala? Da! Pictăm ouă, linguri de lemn, cârlige și iepurași. Fiecare și ea își pictează ce culori dorește, ce vrea, lingură, ou sau iepuraș. Așteaptă să se usuce și după aia fiecare și ia acasă obiectul pe care l-a pictat. Merge, auzi, cum e treaba asta cu școala altfel? Vă place perioada asta, nu? Da. Bine, rău? Foarte bine. Dacă ar dura mai mult, ar fi perfect. Mai infinit. Cum? 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 Dacă ar fi vacanța mai lungă, ar fi perfect. Ce se întâmplă aici la acest atelier? Este atelierul nostru cu turtă dulce, unde punem peste turta dulce glazură, bombonele și o transformăm, iepurașii din turtă dulce îi transformăm într-o bombonică foarte drăguță. Cu toate culorile pe care le avem aici, bombonele de tot soiul, ei sunt foarte încântați. Prelucrăm fierul și facem din el fel de fel de forme, modele, piese, scule. Ne-am obișnuit de mici, din familie, de tradiție și am crescut cu aceste obiceiuri. O pancadă în stradă!